de zâmbet, iar o premieră este un spectacol teatralizat, la stradus. Ce spectacol, despre ce e vorba? Da, este și pentru noi o experiență nouă. Am vrut să aducem și noi o alinare, o mângâiere copiilor refugiați din Ucraina și precum avem teatru de păpuși, bibliopici și povestea de seară teatralizată, ne-am racordat, ne-am pliat și noi pe timpurile care le trăim și rapid să zic am montat așa un spectacol în limba de comunicare rusă. Și desigur că o să prezentăm și în limba română, că în ea jucăm toate spectacolele care le avem, o să încadrăm și copiii. Cine a tradus acest text? E un text de Grigore Botezatu, povestea omului Leneș. L-am luat direct din cartea care o avem în bibliotecă, de la raft, și repede am interpretat-o noi, am regizat-o noi. Dar cine a tradus în limba rusă? În limba rusă, e în rusă chiar, cartea care o avem e cu traducere în limba rusă. De ce ați ales anume această poveste? Pentru că e de un autor basarabean și am vrut să cunoască folclorul nostru românesc. Am avut și marionete, pentru că ele la noi joacă mai multe roluri în diferite povești și ne-am gândit că e frumos să deschidem și din folclorul nostru, din literatura pentru copii, dar cu traducere în limba rusă. M-ați gândit la copiii din familiile refugiate, ce le-ați spune acum, ce le-ar spune aceste păpuși, acești moldoveni simpatici? Le-aș zice că le înțelegem suferința și suntem în aceste clipe alături de ei. Și teatru fiind o artă irevocabilă, poate să transmită mai mult decât orice altceva frumusețea și sperăm că arta va învinge tot. Dar unde credeți că o să prezent? Cu HD-ul vrea să mergem cu micuțul nostru spectacol la centrele de plasament unde vor fi refugiați și preponderent copii, dar îi așteptăm și la noi, colectivitățile sau elevii care am înțeles că sunt încadrați de acum în liceele din zonă. Ați prezentat povestea omului Leneș, dar continuați să faceți lecturi teatralizate în limba rusă, poate vă găsiți pe pagina de Facebook, spuneți-mi acesta. Da, adevărat, ne găsiți pe pagina de Facebook a filialei Târgoviște și pe canalul nostru de YouTube. Postăm acolo povești în limba rusă, avem chiar lista de redare și sperăm să mai elaborăm, să implicăm și copiii noștri, cititorii, să joace și ei rol în spectacolele care urmează să fie. Este important să fim acum alături de vecinii noștri. Solidaritatea, compasiunea e foarte importantă astăzi. Da, este foarte important să le fim alături, să cu o mână de ajutor, să le arătăm că ne pasă, ne contează și oricine poate fi în acest strai, să zic așa. Aici am văzut mai multe păpuși, sunt confecționate de cine? Sunt confecționate de noi, bibliotecarii. Am pornit cu păpuși cu tijă, păpuși de mână. Pe urmă am transmis această artă, acest meșteșug și copiilor în cadrul serviciului Meșterița. Și ne-am ales cu un arsenal de marionete de care suntem mândri. Da, eu cred că în perioada pandemiei, dar iată acum în alt context, în contextul unui război neașteptat, bibliotecarii nu sunt doar promotorii cărții, dar sunt și actori și ce mai sunt bibliotecari? Da, adevărat, biblioteca este o portavoce, ea este cea ca o oglindă a societății, se reflectă tot imediat și trebuie să dăm o reacție promptă. Asta a fost, am vrut și noi cu ce avem, arsenalul nostru este teatru. Haideți, adică, prin teatru să transmitem că acțiune de solidaritate. Povestea unui om Leneș, care e, de fapt, quintesența, mesajul?
că fericirea este întotdeauna lângă noi și o putem obține prin muncă și dragoste de oameni. Și fericirea e atunci când în preajmă sunt oameni care generoși, care își arată compasiunea și dragostea pentru semeni. E adevărat și pacea o găsim și în noi, dar și când este pace alăturea de semenii noștri. Mulțumesc! Mine, fiindcă n-am avut nicio experiență în domeniu, și când Liliana a venit cu propunerea dată, am zis, dar de ce nu? Cu Liliana trecem peste mări și țări. Și am zis că o facem. Cu gafe, dar am mers înainte. Și a chiar... fost dificil în limba rusă? De fapt, suntem o țară, nu doar în limba română vorbim, și comunicăm și limba rusă. Da, pe locuri era greu de redat gândurile, textul, dar ne-am descurcat, cred eu. Ce spune acest lup? Lupul ce zice? El, de fapt, pot să zic că el e cel care dă dovadă personajul cheie, fiindcă el, de fapt, demonstrează că lenosul nostru, de fapt, e un trând și nu vrea să muncească. Și până la urmă devine el erou povestii. Adevărat, exact. El e cel ce curmă răul, lupul, în povestea dată, pentru că îl papă pe lenos. Îi dă o lecție de învățătură și de aceea. Următoarea poveste aveți un cocoș splendid. Următoarea poveste va fi acesta. Spuneți. Următoarea poveste pe care ne gândim să o teatralizăm cu forțe comune o să fie despre un cocoș, adică ar fi teremoc, care a alungat vulpea din căsuța iepurașului. Și iată, l-a arăt pe acest semeț personaj. Avem și o coasă splendidă, o ripuzită, să zic, un decor. Pentru asta n-am teatralizat-o încă, n-am montat-o, n-am filmat-o, dar e următoarea poveste. Da. Care urmează să fie. E o poveste rusă? Da, e o poveste în rusă, da. Primează cocoșul aparte. Da. Deci pot să vă găsească, cum spuneați, și pe pagina de Facebook, pe rețele, pe pagina de YouTube. Pe pagina de YouTube și chiar și pe Twitter ne pot găsi. Bun. Sunt bibliotecar dintotdeauna, dar având la bază filologie, poate sunt un pic mai deschisă spre... Da, dar atunci... În cazul poporului ucrainean, poate fi oricine, oricare ca țară. Și respectiv când oferim un ajutor, ne-l oferim și noi să-l primim în cazuri dureroase și grele. Și desigur noi trebuie să fim solidari, trebuie să fim alături, noi trebuie să ne susținem, fiindcă nu doar că suntem vecini, dar suntem oameni în primul rând. Da. Da. Empatia este o calitate foarte necesară și e vitală. Oricărui om de bună credință, nici nu e nevoie nimeni să te așeze într-o situație atât de grea sau să-ți zică să faci ceva nou. Nu ne-a spus nimeni nimic ce ar trebui să facem, dar am simțit noi cu recuzita, cu instrumentariul care îl avem, că am putea face ceva pentru acești copii. Ne-am pregătit chiar și o trusă ca să mergem. O trăistuță, da, cu elemente naționale și cu păpușele care să fie așa ușor de deplasat. Îmbrac-o, Ludmila, și din poveștele pe care ne gândim că le-am putea juca acolo, iată, sunt. Acesta este. Ce spun aceste povești? Ce spun aceste personaje? Aceste personaje, acesta ar fi Leneșul Norocos, de acum în formatul mai mic, păpușică de mână, și aceasta ar fi vrăjitoarea, Zâna Bună acolo. Da. Și e cireașa care, cu povestea e cu fabulă, nu aștepta să-ți cadă parmălăiață în gura lui nătăpleață. În rusă ar fi cu vișinele. În povestea dată. Poveștile au un final fericit, sperăm, și... Un final fericit și întotdeauna au și subtext și parabolă, o învățătură. Mă gândesc, ziceam, dacă poveștile au
te l-am fericit și acel război se va termina în sfârșit. Și... pentru asta persuadăm și noi că am vrea să fie cu final fericit, nu știu dacă în cazul ăsta se poate de zis așa, să se instaureze pacea. Mulțumesc frumos!